Discuțiile privind descentralizarea au intrat pe ultima sută. USL se reunește astăzi pentru a pune la punct ultimele detalii. La nivel politic, discuțiile au avansat foarte mult cu descentralizarea. Joi, de altfel, o să avem o ședință a USL pentru a trasa ultimele lucruri, în ideea corectă și bună de a apropia de cetățean deciziile cele mai importante și de a reduce costurile cu birocrația și cu administrația, a declarat primul ministru. Vicepremierul Liviu Dragnea și prin vicepreședintele PNL Klaus Iohannis au declarat că în comisia mixtă PSD-PNL privind reorganizarea nu s-a ajuns încă la un acord pe tema descentralizării serviciului de ordine publică, decizia politică urmând să fie luată în USL. Premierul a declarat că proiectul privind descentralizarea va fi prezentat și reprezentanților PDL, UDMR, PPDD și a minorităților naționale din Parlament.